aparatele optice folosim de obicei prisme drepte din sticlă cu baza triunghiulară. Din punct de vedere optic, ne interesează doar o secțiune prin prismă și pentru că principiul reversibilității spune că dacă schimbăm sensul de propagare, drumul razei de lumină rămâne același, amândouă unghiurile cu normala din aer pot fi unghiuri de incidență, de aceea ele se notează cu I respectiv I', iar unghiurile din prismă cu R respectiv R'. Unghiul A se numește unghiul prismei. De obicei, vrem să avem două refracții, câte una pe fiecare față, dar pentru a avea această dublă refracție pentru orice unghi de incidență între 0 și 90 de grade, trebuie să punem condiția ca unghiul R' să nu ajungă la valoarea unghiului limită. Altfel, așa cum vedeți în al doilea desen, vom avea reflexie totală pe fața a doua. Animația ne arată acest fenomen. Deci, vrem ca R' să fie mai mic sau egal cu L, ca să nu avem reflexie totală. Aici aveți demonstrația care ne arată că dacă vrem să nu ajungem la unghiul limită pe fața a doua, trebuie ca unghiul prismei A să aibă măsura cel mult de două ori mai mare decât măsura unghiului limită pentru ieșirea din sticlă în aer. Ultima relație se numește condiția de emergență. Efectul dublei refracții este schimbarea direcției de propagare a razei care a trecut prin prismă. Unghiul dintre direcția razei incidente și direcția razei emergente se numește unghi de deviație, notat în desen cu litera delta. El ne arată cât de mult s-a schimbat direcția razei. Unghiul de deviație depinde de unghiul de incidență al razei incidente, I, de unghiul prismei, A, și de indicele de refracție, N, al sticlei din care este confecționată prisma. Și se poate exprima în funcție de I și I' cu formula pe care o vedeți. Deducerea în detaliu a acestei relații se găsește în cursul standard de optică geometrică cu același titlu. Formula ne arată că, pentru o prismă dată, deviația depinde doar de unghiul de incidență. Dacă măsurăm unghiurile I și delta și facem o reprezentare grafică a lui delta în funcție de I, obținem graficul pe care îl vedeți. Și el ne arată că există un unghi de incidență I pentru care deviația are un minim. Se poate arăta că deviația minimă are loc atunci când I este egal cu I'. Iar asta se întâmplă atunci când raza de lumină din interiorul prismei este paralelă cu baza prismei. În acest caz, R și R' au aceeași măsură, să o notăm cu R. Folosind legea refracției, putem găsi valoarea unghiului de incidență, așa cum vedeți, iar delta minim, fiind unghi exterior triunghiului MII', măsura lui este de 2 ori I minus R, de unde rezultă delta minim egal cu 2I minus A. Folosind formulele scrise cu roșu și măsurând unghiul de deviație minimă, se poate calcula indicele de refracție al materialului din care este confecționată prisma, aceasta fiind una dintre metodele de măsurare a indicelui de refracție.